Lăudat să fie Domnul! Amin! Frăbiților, sunt onorat și binecuvântat de Dumnezeu în același timp să fiu cu dumneavoastră la această zi de sărbătoare, la acest moment binecuvântat. Am derulat puțin amintiri din copilăria mea, din tinerețe, adolescența mea. Am mai spus-o și cu altă ocazie, o spun și în această zi, fără nicio rezervă. Pentru noi, și când spun pentru noi, pentru cei care am locuit în zona noastră, care nu-i foarte departe de orașul Dej, biserica din locul acesta a fost o emblemă. Slujitorii de aici, din biserica dumneavoastră, au fost un exemplu, o emblemă pentru noi și întotdeauna am avut lucruri frumoase de învățat de la dumneavoastră. Și pentru aceasta mulțumim lui Dumnezeu și a fost o binecuvântare. Domnul m-a ajutat să fiu în această zi, mulțumesc fraților păstori pentru invitație. La Biserica Betania avem cina Domnului și este deja a doua lună când nu sunt acasă, dar frații așa au înțeles că ar trebui să fiu la Dej, nu că nu are cine să slujească aici, a fost și bucuria mea și cumva deschiderea inimii mele ca să răspund aceste invitații și din toată inima spunem slăvit să fie Dumnezeul nostru. Vă aduc salutări sfinte de la Biserica Betania, biserică pe care o slujesc și o slujim pentru vremea aceasta, de asemenea din partea comunității regionale pentecostale Cluj, biroul permanent al comunității regionale și cei care pentru vremea aceasta slujim prin Harul lui Dumnezeu la nivelul acesta. Și dorința noastră a tuturor este pe toți Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Vă apreciez pentru această organizare extraordinară din această zi, aceste coruri binecuvântate, tinerii, adolescenții, dumneavoastră toți care cred că v-ați pregătit destul de mult pentru ziua aceasta, au fost multe ore de repetiții, multe întâlniri, dar Domnul este Cel care merită și lucrarea lui Dumnezeu merită și spunem lăudat să fie Domnul. Amin. În această zi mi-a pus Domnul pe inimă, cu ocazia acestui moment de sărbătoare, să citesc un verset doar din Evrei, capitolul 13, versetul 7. Și cuvântul Domnului, așa cum stați pe bănci, vreau să-l citesc, glăsuiește astfel. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Se spunea în această zi că fiecare dintre noi vom derula amintiri, vom vorbi despre multe aspecte din trecut, ne vom aminti probabil cu plăcere de multe dintre aspectele acestea, dar în același timp, prea iubiților, am vrea să privim, spunea și fratele păstor, fratele Emi Fedur, să privim spre viitor. Și citind cuvântul acesta pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, în această dimineață vreau să transmit următorul mesaj. Realități din trecut, vrednice de urmat în viitor. Pentru că din nefericire sunt realități din trecut despre care nu mai vrem să vorbim. Din nefericire sunt aspecte din trecut de care nu vrem să ne aducem aminte, deși mereu ne aducem aminte. Sunt situații din trecut pe care nu vrem să le mai știm. Dar omului Dumnezeu și Domnul prin mesajul acesta spunea aduceți-vă aminte de ceea ce a fost în trecut și urmați ceea ce a fost bun. Realități din trecut vrednice să fie urmate în viitor. Și primul aspect sau prima realitate la care vreau să mă refer în această dimineață, care a fost în trecut și pe care Dumnezeu ne cheamă să o urmăm în viitor, să o transmitem generației viitoare, este credința, frați și surori. Mântuitorul Iisus Hristos punea o întrebare și una care probabil la momentul acela n-a fost înțeleasă, dar din ce în ce mai mult o înțelegem în vremea în care trăim. Când va veni Fiul omului pe pământ, când va reveni, va găsi El credință?
Și am putea să spunem, Doamne, dar privește la bisericile noastre, privește la întâlnirile noastre, privește la sărbătorile noastre, privește la manifestările noastre, privește la cantitatea, la numărul la care noi am ajuns. Și lucrul acesta nu este de neglijat, oameni buni. Dar când Domnul Iisus se întreba despre credința pe care vrea să o găsească Fiul omului, nu se referea la formalisme religioase, nu se referea la clădiri pompoase, mulțumim lui Dumnezeu pentru ele, că sunt o binecuvântare pentru noi să putem să-L slujim, ci se referea la credința adevărată. Și dacă este nevoie de ceva, este ca Duhul Sfânt să ne cerceteze și să ne întoarcem la acea credință adevărată. Și Biserica Domnului să spune, amin. Cântam cântarea, Doamne, dăm vechea credință. Pentru că vechea credință, spuneam, nu ține de formalisme, nu ține de ritualuri religioase, nu ține de datin strămoșești, oameni buni, ci vechea credință înseamnă cu totul altceva. Și mă gândesc la ceea ce spunea Apostolul Pavel ca un semnal de alarmă lui Timotei și în prima sa scriere, în capitolul 1, la versetul 18 și 19, spunea Sfântul Apostol Pavel și, repet, parcă ca un semnal de alarmă îi trăgea fiului său în credință Timotei. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai dinainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și atenție, și să păstrezi credința și un cuget curat. Pe care, din nefericire, spunea Apostolul Pavel, încă pe vremea lui, unii l-au pierdut și au căzut de la credință. Au rămas membri, probabil, în Biserica Pentecostală, au continuat să slujească, poate în corul bisericilor sau în anumite zone de slujire, poate chiar fac parte dintre frații slujitori ordinați, probabil uneori învață și pe alții, dar oameni buni, dacă nu este un cuget curat și dacă nu este păstrată credința într-un cuget curat, riscăm să cădem de la credință. Să rămânem membri bisericilor, să rămânem, așa cum am spus, poate apreciați în ochii oamenilor, dar realitatea din viața noastră s-o știe doar Dumnezeu. Mă rog în această zi, Dumnezeu să aibă milă de noi. Este nevoie de un cuget curat, oameni buni. Într-o vreme în care oamenii au cugetele compromise, într-o vreme în care cugetele sunt tot mai mult compromise în rândul celor din jurul nostru, este nevoie ca Dumnezeu să ne dea puterea să avem un cuget curat, să avem o credință care să o păstrăm într-un cuget curat, o credință adevărată. Doamne. Și să spunem, ajută-ne, Dumnezeule! Amen. Credința adevărată pentru înaintașii noștri a fost mai scumpă decât viața lor, n-a fost o credință ieftină. Ei nu au promovat o credință ieftină, o credință de suprafață, ci au promovat o credință reală și una scumpă. Și credința lor, oameni buni, citim în Sfintele Scripturi și în istoria Bisericii Pentecostale, și am auzit atâtea mărturii cu ocazia acestui centenar de 100 de ani, istoria aceasta a demonstrat că credința lor a fost în multe situații mai scumpă decât familia lor, mai scumpă decât libertatea lor, mai scumpă decât viața lor. Și citesc în Evrei, acolo unde sunt așezați eroii credinței, în acel tablou extraordinar, la versetul 35, a doua parte a versetului, unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea. Mă uit la oamenii aceștia. Mă uit la posibilitatea lor de a fi în libertate după ce multă vreme au fost închiși. Mă uit la ceea ce li s-a promis și mă uit la ceea ce au decis. Și știți ce urmează următorul verset? Pentru că n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea, au fost chinuiți. Și continuă cuvântul Domnului spunându-ne cum au fost chinuiți. Și când mă uit la versetele acestea
Și când citim, când cântăm cântările acelea frumoase, să se zguduie mulți, nu ne temem, și când cântăm să ne arunce în lei cape, în groapa cu lei cape Daniel, iertați-mă, eu mă opresc și nu totdeauna cânt. Pentru că da, îmi place melodia, îmi place cântarea, îmi place cum sună corurile, dar mă gândesc, Doamne, oare chiar sunt pregătit pentru asta? Oare sunt eu gata să mă duc la închisoare pentru cuvântul tău? Oare sunt gata pentru credința mea să plătesc cu libertatea mea? Oare sunt gata? An de zile am predicat în penitenciarele din zona Transilvania și când spun an de zile, peste 10 ani. Și am fost la maximă siguranță, mergeam de două ori pe lună la Gherla și trei uși, porți din acelea, se închideau în spatele meu și toate făceau așa un fel de zdrang. Și de fiecare dată, când intram pe ultima poartă, îmi venea următorul gând. Dacă când mă întorc înapoi, după ce predic la 10-15 oameni, care erau la maximă siguranță, majoritatea dintre ei cu crime, gardianul care m-a primit așa de frumos și zâmbea, zicea, domnule pastor, între timp, cum lucrurile se schimbă în România peste noapte, s-a schimbat legislația. Ne pare rău, nu mai puteți să ieșiți de aici. Trebuie să semnați un document prin care credința dumneavoastră în Hristos o abandonați. În caz contrar, veți rămâne cu cei cărora le-ați predicat și de astăzi vor fi colegii dumneavoastră. Și în modul cel mai serios, am gândit de multe ori, sunt pregătit să semnez sau sunt pregătit să spun, rămân să fie criminalii colegii mei, să fie făcătorii de rele colegii mei, rămân în pușcărie și să-mi fie cei 9 copii acasă cu soția mea și ei să se descurce, să-i păzească Dumnezeu, pentru că sunt gata să plătesc pentru credința mea. Frați și surori, oamenii lui Dumnezeu, iubiți tineri și adolescenți, să ne întoarcem la credința adevărată. Pentru ei credința a fost mai scumpă decât viața. Și când cuptorul era aprins de 7 ori și era turbat împăratul, cei 3 care au rămas în picioare, cum bine știți, au spus, noi nu ne închinăm. Să văd eu care-i Dumnezeul care vă scoate din mâna mea. Și au răspuns, Dumnezeul nostru poate să ne scape. Dar dacă nu ne scapă, noi tot nu ne închinăm. De ce? Pentru că credința noastră este mai valabilă și mai importantă decât viața noastră. Credința noastră este mai importantă decât perspectiva vieții noastre, mai mult decât viitorul familiilor noastre, mai mult decât orice în lumea aceasta, este credința. Și la Biblie citesc în Evrei, la unul dintre versete spune, în credință au murit toți aceștia. Ăștia nu doar au avut credință, au murit în credință. Și credința a fost pentru ei ceva mai mult decât viața. Mă rog pentru Biserica Pentecostală din vremea aceasta. Mă rog pentru mine și pentru generația care vine să ne cerceteze Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și oameni buni, să transmitem realități din trecut care sunt demne de urmat și să păstrăm credința adevărată într-un cuget curat. Și să spunem, ajută-ne Dumnezeule. În al doilea rând, o altă realitate din trecut, care este demnă de urmat, spunea cuvântul Domnului, uitați-vă la învățătura lor. Pentru că a doua realitate la care vreau să mă refer este o învățătură sănătoasă. Biserica a rămas în picioare și biserica a prosperat pentru că a rămas în picioare o învățătură sănătoasă. Și Apostolul Pavel trăgea ca un semnal de alarmă și spunea lui Timotei, tot în prima sa epistolă, de data aceasta în capitolul 6, versetul 3, dacă învață cineva pe oameni o învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase. Pentru că vor fi oameni în vremea care vine, îi spunea tot lui Timotei,
pe care îi vor gâdlea urechile să audă lucruri plăcute, le vor plăcea basmele și bancurile și poveștile frumoase ascultate și tâlcuite de la amvoane, le vor plăcea divertismentul și tot felul de întâlniri de felul acesta și va deranja învățătura sănătoasă și își vor da învățători după poftele lor. Frați și surori, oameni al lui Dumnezeu, am spus-o la Betania, o spun și aici, poate am spus-o și în altă parte. Biserica nu este loc de divertisment. Dacă vreți să vă simțiți bine, duceți-vă la spectacol, duceți-vă în altă parte. Aici este prezența lui Dumnezeu, aici este biserica lui Iisus Hristos, aici operează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și aici eu vreau și noi vrem ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să răscolească inimi. Lăudat să fie Domnul! Învățătura sănătoasă nu este o poveste, nu sunt lucruri bine aranjate. Să ne ducem acasă și spunem, oh, ce frumos o predicat, extraordinar, nu asta da. Nu așa ne-a plăcut, încă parcă ne-o auzi la inimă, dar ce o predicat, nu mai știu, dar a fost frumos. Învățătura sănătoasă este învățătura care strălucește. Apostolul Petru s-a ridicat în ziua cinzecimii, nu le-a spus povești, nu că n-ar fi știut, ci Biblia spune, le-a pus adevărul Scripturii în față, le-a pus realitatea vieții lor în față și atitudinii lor. Și Biblia ne spune, și-au rămas străpunși în inimă. De ce? Asta e învățătura sănătoasă. Aceasta este lucrarea sfântă și ne rugăm pentru predicatorii care vor fi în continuare să îmbrace Domnul cu Duhul Sfânt. Să transmită mesaje din cer și în urma vestirii Evangheliei oamenii să fie străpunși în inimă. De asemenea ne rugăm pentru cântare să-i binecuvinteze Domnul, cântarea să fie unsă de Duhul Sfânt. Vrem să avem oameni pregătiți, dar nu vrem să avem profesioniști, nu! Nu vrem să fim profesioniști în ale predicării și în ale cântării, ci vrem să fim oameni plini de Duhul lui Dumnezeu și să ne cerceteze Duhul Sfânt și cântarea de laudă și vestirea Evangheliei și lucrarea sfântă să străpungă inimi. Mărit să fie Domnul! O învățătură sănătoasă este învățătura care, în urma căruia, sau când se transmite, vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În timp ce predica Petru, Fapte capitolul 10, versetul 44, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce vestea cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce rostea cuvintele acestea, și știți care cuvinte? Cuvinte despre Iisus Hristos, cuvinte despre iertarea păcatelor, cuvinte despre singurul mântuitor și singura soluție de salvare, de susoare, Iisus Hristos este numele Lui. În timp ce vestea Petru, a venit Duhul Sfânt peste cei ce ascultau. Toți au fost plini de Duhul lui Dumnezeu. A venit prezența lui Dumnezeu și au intrat în stăruință, oameni buni, de la vestirea Evangheliei. De ce? Asta e învățătura sănătoasă. Și vă rog, Doamne, dă-ne putere. Amen. Lăudați să fie Domnul. O învățătură sănătoasă, oameni buni, care ne face să ne judecăm realitatea din viața noastră. Și dacă bine mi-amintesc, spunea Apostolul Pavel, din părerea mea, în Evrei, capitolul 4, versetul 10, și transmitea mesajul acesta extraordinar, că, versetul 12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. În timp ce se vestește Evanghelia sănătoasă, ea lucrează la inimă, oameni buni. Este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Și te pune la judecată și îți dai seama de realitatea din viața ta și te prăbușești și te întorci la Dumnezeu cu pocăință și vrei să trăiești sfințirea și îl accesi pe Iisus Hristos ca mântuitor personal și mă rog Dumnezeu să te binecuvinteze. Realități din trecut, vrednice să fie urmate în viitor. O credință adevărată, o învățătură sănătoasă. În al treilea rând, o trăire autentică. Uitați-vă la felul lor de viețuire. Nu știu de ce, parcă mi-ar fi plăcut să zic, uitați-vă la darurile lor. Că poate mai încăpeam și eu pe acolo. Uitați-vă la modul cum au fost folosiți de Dumnezeu. Uitați-vă la modul lor de trăire. Și Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 5
Transmitea mesajul acesta pentru ucenici și pentru fiecare dintre dumneavoastră și pentru noi. Și era atât de clar versetul 14. Voi sunteți lumina. Se aude, frați și surori? Până acolo sus se aude? Într-o lume a întunericului, într-o lume a păcatului, într-o lume a ceții tot mai dese din punct de vedere spiritual, voi, frați penticostali, noi, eu și copiii mei, eu și familia mea, suntem lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și versetul 16, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. Știți, avem o teologie atât de interesantă și le spunem oamenilor că există o zonă gri și începem să dăm tot felul de explicații, că o fi, că o păți. Oameni buni, Dumnezeu este da, slăvit să fie numele Lui. În Dumnezeu nu există variante, nu există posibilități de interpretare. Noi interpretăm. În Dumnezeu lucrurile sunt clare. Lăudat să fie Domnul! Voi sunteți lumina lumii! Acesta e cuvântul Domnului. Și tot așa trebuie să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și văzându-le să se întoarcă, să slăvească pe Dumnezeu, Tatăl vostru care este în ceruri. Și să spunem, ajută-ne Dumnezeule! Au văzut trăirea lor! Au văzut felul lor de viețuire. Au înțeles, oameni buni, că ei trebuie să predice Evanghelia prin trăire. N-au avut școală ca și noi, n-au avut doctorate ca și noi, n-au avut posibilitate și acces la învățăturile pe care le-am avut noi, dar au știut să trăiască cuvântul lui Dumnezeu. Realitate care este tot mai rară. Realitate care este tot mai rar. Și Apostolul Petru, în prima sa scriere, în capitolul 2, parcă și el trăgea un semnal de alarmă și la un moment dat transmitea mesajul acesta fraților de atunci și nouă. Să aveți o purtare, versetul 12, să aveți o purtare bună. Mereu alergăm după nota de la predicare, după nota de la slujire, după nota de la implicare, după nota și tot mai puțin suntem atenți la nota la purtare. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele bune pe care le văd, să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetărilor. Și versetul 9 spune, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat de la întuneric la lumina sa minunată. Și nu fiți zgârciți, spuneți din toată inima, lăudați să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Din niște oameni pierduți în lumea aceasta, din niște oameni care eram rob păcatului, s-a îndurat Dumnezeu de noi și prin sângele lui Iisus Hristos, prin jertfa de la Golgota ne-a spălat, ne-a botezat cu Duhul Său cel Sfânt și ne-a făcut oameni care să vestim puterile minunate a unui Dumnezeu care trăiește. Lăudat să fie Domnul! O trăire autentică, o trăire reală. Ajută-ne, Doamne! În al patrulea rând vreau să spun realități vrednice de urmat, o credință adevărată, o învățătură sănătoasă, o trăire reală, o atitudine de slujire consecventă, fără negocieri. Unii au impresia că se poate negocia totul. Da. Primul mare negociator pe care îl găsesc în Biblie se numește Esau. Aveți vreunul în biserică care îl cheamă Esau? Ați făcut vreo binecuvântare la vreunul Esau? Ați făcut? Păi, dar nu-i din Biblie. Ăsta nu se negociază, oameni buni. Ăsta au crezut că se negociază totul, așa cum cred unii. Că totul într-o vreme a tranzacțiilor se poate negocia. Și când a ajuns flămând să-l întrească pe fratele lui, ăla încă a fost evreu adevărat, o știu și ăla să negocieze,
A zis, nu e nicio problemă, ești flământ, da, ești pe moarte, da. Vinde-mi dreptul de întâi născut. Nicio problemă. Mai târziu, l-a cerut cu lacrimi și în camare, dar nu a putut schimba. Dima, din dragoste pentru lume, spunea Pavel lui Timotei, m-a părăsit, pentru că și Dima au negociat. Și sunt mulți alții care cred că se poate negocia orice. Oameni buni, slujirea autentică nu se negociază, principiile biblice nu se negociază și consecvența nu se negociază. Trebuie să rămânem înaintea lui Dumnezeu să-L slujim la fel până la capăt. Doamne, ajută-ne, Doamne! Amin. Dar uneori s-ar putea să coste. Știți când erau cei doi împărați gata de luptă? Un împărat, capitolul 22, erau mai mulți proroci, așa zici proroci. Mai avem și printre noi. Îs băieți buni, dar în sfârșit, îs ai noștri. Care mai de care proroceau să se ducă că vor avea biruință. Și unul dintre împărați a zis, nu mai putem să întrebăm pe Domnul prin cineva. Nu mi-e clar. Mă zice, mai este unul, dar am o problemă cu el. Ăla nu-mi spune niciodată ce îmi place. Și mie îmi place să mă duc la biserică și dacă am o prorocie, Domnule, dacă nu mă laudă, măcar cumva să-mi zică de bine. Dacă mă laudă, și mai bine. Și la insistența colegului lui, o trimis, mă rog, niște căpetenii să-l cheme. Ăia s-o dus să-i dea o anestezie. Ceea ce mă bucur și mă rog, Doamne, fă să fie tot mai mulți slujitori în vremea aceasta care să nu răspundă la anestezie, să fie așa imuni. O să acolo e un cor de proroci. Ești tu băiat deștept. Ca să o duci și bine, să n-ai probleme. Când îi auzi cum cântă, cântă și tu în corul ăla. Adică să te aliniezi la melodie. Ăsta se încăpățânează și spune, nu voi spune decât ce-mi spune Domnul. Și într-adevăr, s-o duci și o transmis ce spune Domnul. Știți care a fost rezultatul? Vă aduceți aminte? Ia-l pe Mica, du-l la șeful cetății, spune-i să-l așeze în închisoarea din lăuntru și să-i dea pâinea și apa întristării. Știți de ce? Pentru că toți cei care voiesc să trăiască cu Evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Asta e Biblie. Și vor fi prigoniți de fraților, vor fi prigoniți de cei care te crezi tu așa de deștept și așa de sfânt și așa mai departe. Dar oamenii din trecut au avut o slujire consecventă și au rămas în picioare până la capăt. Lăudați să fie Domnul! Amin. Și ultimul aspect la care vreau să mă refer este demn de urmat, care a fost în trecut. Este o încredințare neclintită în răsplătirile lui Dumnezeu. Amin. Îl citesc pe Apostolul Pavel. Și îmi place atât de mult bărbatul acesta, când era semnat decretul de decapitare. Vă puteți imagina? Să știi că ți se va reteza capul. Când sentința era semnată, îi scrie ultimele cuvinte, se pare, lui Timotei, din închisoarea Mamertină, din Roma. Și spune, Timotei, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, și clipa plecării mele e stabilită, e semnată. Vreau să spun ceva. M-am luptat lupta cea bună. Am păzit credința. Mi-am sfârșit alergarea. Și acum mă așteaptă. Nu mă așteaptă o sabie sau un călău cu o ghilotină. Nu mă așteaptă o groapă undeva la perifera Romei sau în altă parte, ci avea ochii deschiși înspre cer. Mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Și ascultați-mă, Domnul judecătorul cel drept. Dacă Pavel se oprea aici, aș fi făcut orice altceva în viață, nu eram slujitor, nici dumneavoastră nu aveați niciun motiv să fiți, nici dumneavoastră. Dar Pavel a continuat să spună, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Iubiți venirea Domnului?
Îl așteptați pe Domnul să vină? Mai cântați cântări despre revenirea Domnului? Oameni buni, Fiul lui Dumnezeu este gata să vină. Acestea nu sunt povești penticostale, acestea sunt realități. Și toți au crezut în asta și noi credem în asta. Iisus este gata să vină. Și Duhul și Mireasa zic, vino! Și Biserica Domnului din vremea aceasta spune, vino, Doamne Iisuse! Dar până atunci, realitățile vrednice de urmat, să continuăm să le urmăm în viitor. O credință adevărată, o învățătură sănătoasă, o slujire autentică, o trăire după voia lui Dumnezeu și așteptarea cu credință, cu neclintiți, a venit și a revenirii în slavă a Domnului Iisus Hristos. Pe toți să vă întâlnim acolo. Amin. Amin.